Echipa Gazetei a ajuns în Germania, bun găsit de pe Allianz Arena din München, aici unde echipa națională a României va juca primul meci din grupă cu Ucraina, pe o bijuterie de stadion de 340 de milioane de euro și acest stadion de 66.000 de locuri va fi plin la meciul României. Înaintea noastră, un alt meci de gală va deschide campionatul european din acest an, Germania-Scoția, un meci sold out, meciul de deschidere al campionatului european, apoi România-Ucraina, meciul meciurilor pentru echipa națională, pentru Edi Ordenescu, pentru băieți, pentru Stanciu și compania. Gazeta Sporturilor este la München, transmite cele mai importante informații pentru dumneavoastră din Germania. Vom fi aici 6 jurnaliști prezenți în cele 10 locații în care se vor juca meciurile campionatului european.